Așa cum s-a dat de veste, urma o frumoasă poveste. De aceea, de la părinți, bunici, frățiori și surioare, cu toții au fost prezenți la ceea ce avea să fie sărbarea care marchează finalul de an școlar. Noi vom fi actori. Așteptați și să vedeți că eroii din povești sunt pe scenă, vor lucra și apoi se vor prezenta. Pentru acest moment, fiecare prichindel a avut câte un costum special. Și asta pentru că, după cum ne-au spus artiștii, personajele s-au trezit a poposi la marea sărbătoare. Și pentru că orice sfârșit este urmat de un bilanț, am vorbit și cu doamna educatoare. Rezultatele obținute de cei mici în decursul anului școlar au fost răsplata pentru această serbare. A fost o activitate pregătită pentru sfârșitul anului școlar. Suntem grupa mijlocie și am vrut să marcăm cumva absolvirea grupei mijlocii. Cred eu că a fost un an cu foarte multe realizări. Copiii noștri au participat la foarte multe concursuri, au obținut foarte multe premii, două premii, doi, o mențiune, un premiu de participare, un premiu, nici nu mai știu, deci foarte multe, foarte multe. Suntem foarte mândri cu toții, și părinții și noi, de realizările lor. Ne bucurăm că ne-au fost alături în număr atât de mare, că ne-ați fost și dumneavoastră alături și sperăm să ne revedem mai des cu motive de bucurie. La finalul evenimentului, prichindeii și-au luat rămas bun de la grădinița, la care se vor întoarce abia în luna septembrie, când vor fi mai mari și mai voinici. Până atunci, le urăm vacanță plăcută!